Ce crezi că eu am fabrică de șofor? Fă-te repede că Durgoi devine țața safta să cumpere ceva. Ia mă cumpără de la obrei, fă-te tu că dor. Domnul Tati, de șofon. N-am să cumpun țața, s-a strigat, hai, cumpără de la Ianche. Eu, păcatele mele. Domnul Ianche, un calul de șofon. Șofon? Da. Nu, n-am deloc șofon. Ia de la tache că el are. Are, dar zice că nu-i bun. E, parcă se pricepe el la suport. Auzi, domnule, zice că n-are. Are, țață, are. Nu te uita în gura lui. Ai zis, domnule, dar nu fac de suport, nu? Se poate așa o creștină ca dumneata să cumpere de la un obrei ca mine? Domnule, ia de la tache că ți-l dă mai ieri. Ia uzi. Uite, țață, ia bucata aceea de suport de jos. Ce? S-o dau ieftin. Hai! Apoi vezi că nu-i rău. Da? Dar cum cât îi dai? Păi dacă vrei, țață. Ce? 5 lei! Poftim! 5 lei pe bucata asta de suport care arată de păcări și pina de îndrău! 3 lei! 3, țață? Așa. Ce? Da. Hai! 1, 2, stai, țat, să stai. Aoleo, trei zbârcituri rapide. Da, 10 lei încoace. Pe ce? Pe bucata de sobor. Da? Dar de ce ai zbârlit-o? La ce te privește, pe tine unde mi-a așez de marmă? Mi-a așez-o de place. Hai, dă 10 lei încoace. Nu dau nimic. Atunci dă 50 de bani de la, dă un săpun de la tine. Sau dă 50 de bani. Și eu ce câștig? Păi n-ai câștigat 50 de bani? Bă, tu ești bolnav. Hai, mă, ia-i. Ia-i mâna, auzi? Doar. Păi lasă așa, în mijlocul drumului. Dar ce te privește pe tine, unde îmi ține o casă de economie? Lasă-i acolo că-ți bun de sământ. Iar încet. Turcii ăștia întotdeauna mi-au necăjit pe noi sărmanii de români. Că i-am trebuit să avem un calot de sopor. Opa! Treaba ta, dacă vrei să vopsești, vopsește. Ce am să-ți vopsesc eu? Bine! Atunci trimi vorba lui Stărnică să vie și pun la vopsit. Da? Da. Și eu ce am să fac, mă rog? Treaba ta! Bine, a fost vorba să vină și copiii să-i întrebă și vie? Așa o vorba ai tu? Bine, mă, omule, dar băiatul meu a venit. Ce mă primește pe mine băiatul tău? Cine mă privește fata mea și ea m-a venit. Dacă fata vrea o culoare și băiatul vrea altă culoare. Bine mă, omule, dar trebuie să stai cu casa necurățată. Dar de unde vrei să știu eu? Dacă nu știi tu când îți vine fata, nu vrei să știu eu? Dar ce te-am obligat eu să știi? Parcă tu ai știut că îți vine băiatul acasă? N-ai știut. Am zis eu ceva? N-am zis. Bine mă, omule, dar băiatul meu a venit. Poate ta nu dă niciun semn, adică mai bine ori nu mai bine. E, o să vină dacă o să vrea. Și dacă nu o să vrea, nu o să vină. Așa o cultură cum învață ea, adică nu-i dă voie să vină. Ei, na, bă, parcă băiatul meu nu învață de la Academia cum merg și ea. Căcii femei? Ia, lăsă-mă, mă, face, nu, băi. Aia e școală și pentru băieți și pentru fete. Și face și armată? Ia, lăsă-mă, mă. La
gata, domnule. Ce zare de dup, iar lasă-mă, dracule, în pace. Pe mine, mă, domnitopule, cine știu vreodată ce e capul unei femei? Și dacă nu știu de unde l-am tău care a văzut-o acum 3 zile, de unde vrei să știu eu care n-am văzut-o de 3 luni? Lasă să fie ea sănătoasă acolo unde e. Ce are să folosească dacă are să vină la un obrei bătrâni? Eu bani să trimit. Dacă trimit bani, e bine. Dacă mai trei mai sa... E, domn. Da, așa. Dacă tu ce folos ai când o veni băiatul acasă? Îl vezi? Nu îl vezi. Umblă, se plimbă? Ce-ai reparat? Tu nu-l vezi pe Ionel al tău cu așa o elegant? Parcă n-ar fi băiatul tău tati din puder. Parcă ar fi băiatul prefectului. Lasă-mă, omule, să fie, mă! Dacă îi dăm mâna de casă, lasă să fie, am zis eu ceva. Dar ce folos ai tu din asta? Ce folos? Am să mă mândresc, bă, că am o geacă de plătoc voinic și deștept. Iote, 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 că nu ești tu chiar așa de prost. Dar tot negustor prost e. Păi de ce, mă, vreți să... Nu știi să-l auzi decât marfa care nu ai de mâncare. Adică, marfa nu e marfă bună. Bună, bună, chiar mă și mir cum a ieșit așa o marfă dintr-un locativ. Ai, nu mai supuneam. Păi, ia, mă. Mai zi tu minte cum eram noi când am deschis prăvărire. Ce vorbești? Ai un pârlin de negustor și atâta tău. Ce, te pui tu ca așa o floare de băieți ca Ionel? Adică pârlin de negustor, ai? Da. Ai avut un noroc, eram noi prieteni, nu, că avem? Îți arătam eu ține. Și ce era să-mi arăți, mă rog? De? Ai mai spus tu de multe ori așa o prostie. Și ce era să vii dacă puneai și tu acolo câteva coarne? Farme. Eu tot cu nevastă frumoasă rămâneam. Mai bine te-ai gândit la nevastă dacă geloasă cum era să întoarce în groapă de câte ori spui așa o prostie. Și o spui așa de multe ori că trebuie să fie ajuns săraca ventilator. Ce vorbești? Ce? Vorbești? Cine a ajuns ventilator? Oh, 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 că nu-ți face nimic concurență. Ce poftesc? Ce poftesc? Păi poftesc? Poftesc că o caută se pot. Ce vorbești? Dar ce vrei să faci cu ei? Dar ce te speri așa? Ce crezi că am să mă spânzuri? Și dacă ai să-i spânzuri ce crezi că pierd eu ceva, eu am crezut că vrei să te speri. Oh. Așa nebun! Nici nu pot să vorbim serios, mă rog. Îmi dai să pun orul. Da. Să pun? Da. Vrei să pun? Da. N-am să pun. Ia de la ta ce fie la. Al meu nu-i bun, mă. Ce vorbești prostii? Cumpără de la el aici. Are așa o săpun fain că poți să-ți pui ruhărui că se poate da pe obraz cu el. Dă-i mă săpun omului. De ce e domnitor, mă, tata? Așa să aibă el bine dacă a venit pentru săpun. Ce crezi că eu nu știu nici o venit? E? N-a venit. N-auzi? N-a venit. E, și dacă n-a venit ce? Chipi așa. N-a venit că nu vine. Bine, dar cine să vine? E nebun. El crede că eu am venit aici ca să văd dacă n-a venit fică sa. E? Foarte bine că n-a venit! Ia zi rău, cum? Foarte bine că n-a venit! Foarte rău! Mă rog, foarte rău, dar ce te superi? Ce te superi? Nu, am și eu băiat desurat, nu pot să mă interesez? Adică pentru ștrul? Ai înțeles acum? Pentru ștrul, așa unul ca el se cheamă care mă ia din surat cu fata mea. Mă rog. Fata mea învață la Academie. Poți să-ți spui tu mie ce cultură l-ai învățat pe băiatul tău? Am învățat așa o cultură cum n-am învățat fata ta. Câștigă la un vagon de greu cât nu câștigă Cristescu la 5 procese. Ce cultură mai vrei? Ești un domitor. Asta e cultură. Nu trebuie să se merge de urmă cu săpornul și de urmă și vorbesc de cultură. Și la urma urmei n-am săporn și du-te dracului și n-am de mâncare. Iar te-ai supărat, dar nu poate să stea liniștit să vorbească despre o afacere. Mm. O vrei ca noi? O vrei?
Dar cine-i sobre? Eu și cu tine, ce să fie? Uite-te la el. Păi tu nu ești sobrei, tu ești un păcătos și du-te dracului și las-mă în pace. Oh, ce țipi așa? O să trezești toată mahalaua. Va să zic că n-ai să pun! N-am! Și du-te dracului și las-mă în pace. E nebun! E nebun! Bună ziua! Du-te dracului, să nu te mai plimbi aici că-ți rup picioare. Ce te supăr, bă, și tu așa de pomana dracului? Dar cum să nu mă supăr, cum să nu mă supăr? Și pe urmă, ce-i crede el? Că dacă are un dinte de aur în față, am țăcat în genunchi în fața lui? Auzi cine vorbește cu tine? E ce-i criticiu, care a fost idiot și s-a lăsat din meserie și acum de când face comerț, a căzut de pe casă și s-a rupt un ciolan. De când face comerț cu cereale, vrea să-i dau vata lor și trola. Hai mă, lasă-mă, nu-i o da și gata. Ce atâta supărare, mă. Nu-i o da și gata, fi tu ești mai domitor ca eu. De ce, mă? De ce mă umbl acum după fete subțe? Să o ia păcătosul cu fata lui Lăievovici, care a lăsat-o cu un copil. Păi dacă-i obrei, să fie obrei cinstit, să țină de copilul așa, lui. Așa, uite mă că eu asta nu știu. Pentru ce știi, ce știi, și ia ca un copil căsut, și râde, și dă din mânuță, și nu-i dă păcătosul un bat de rochiță. Aoleu! Așa un om nu-i nici obrei, nici creștin și nici turc. E căi! Ei, Ionel, unde ai fost, mă, plătă? În spate pe bancă m-am uitat după tren, așa. Ai văzut? Frumos că trece trenul, nu? Îți vine așa un chef să te faci milionar. E, așa e, nene Ianche. Dacă mi-e de chef să mă fac milionar tot timpul, nu doar. Ce dumneata n-ai? Să mai vorbim, ce să mai vorbim degeaba? Când ești ca tânăr, ai fi fericit să fii cald. Eu și cu taică-tu ne uitam mereu la tren și oftam. Tot te plec cu el. Noi totul, da? E, asta așa e, dar știi dumneavoastră cum se zice, nene Ianche? Capra s-a rămas la iară. S-a rămas la iară. Tată, ia du-te dumneavoastră de bani. Ce vreau, băiatule, ia uite de bani, dar ce vreau? Nu sunt îmbrăcat. Ba da, dar nu-mi place cum ești îmbrăcat. Tată, ai haine berechete, ai putea umbla mai grijit. Când trăia mama, umblai altfel. Așa, 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 adă-i aminte. Ia să mă mă împace, că nici tu nu umbli mai curat. Dă-i, eu nu nici să umblu mai curat. Dar să vezi cum îmi vine fata acasă, să vezi tu curățenie. Ce vrei, vine rușine cu așa tată? Dar ce mă, nu crezi că nu fii eu? Adică e rușine cu tată ca mine? Nu poți să nu-i fie rușine. Uite-te la flăcăul ăsta de Ionel și uite-te la tine. Tată, du-te. Uite mă, la el cum porucește, mă, țâmpule. Eu te-am făcut pe tine sau tu mai făcut pe mine? Asta a fost mândata. O, dacă te uiți, gata, suntem făcuți amândoi. Bravo, bravo, uite, uite, uite! Da, am motivele mele să plec. Ei, așa, hai, hai, așa mai merge, mă, puiule. Hei, uite-o când zici, țața țapta, să vezi că ea nu vrea să pot. Eu dorm, să nu mă trezești, păcătosule, că te ia mama dragă. Domn Tache. Da, țață. Trafide ai? Trafide? Am țață, 128 kg. Cum pe foc, maică, nu pot să vă aduc atât o pustie de colivă. Mai aduc eu țață, mai ieftin nu pot, încercă și dumneata la alături. Hai. La Ian. La Ian. Of. Văd, dar poate că rașul natal e mai ieftin.
Mai ieftin? Mai ieftin decât cine? Ia de pe domnul Tachea ăsta, dar are să o mai scumpit. Parcă n-ar fi adevărat suflet de creștin. Degeaba vreau să eu. Cine mă ceai dumneata fără mine? Da, ce să spun. Dar când ți-a cerut? 120 de lei chila mai cu avere. 120 de lei chila cu avere, Dorian. Așa mi ieftin? Cum e? Să știi că sunt falsă. Eu nu pot să las mai jos de 140. N-am făcut nicio afacere. Ai, ai, ai. Dorian, ia lasă așa. Dă-mi cu 120, să nu mă mai întorc la el. Că după... Așa să am eu bine dacă pot să las mai jos de 140. Nu. N-am făcut nimic, nicio afacere. Au dat trupul, de ce nu vinde frapide? Nu știu, treabă cu el. Da, el e om bun, săracul, el arată mai ieftin, că-i adevărat suflet de creștin, curpa ăsta. Ce vrei să faci dacă nu mi-a făcut Dumnezeu pe toți storici? Dar cum boane ai? Asta numai ca dă înțeleg. Așa-i voiala, și înțele el, nu înțelim noi. Păi el nu trebuie să trăiască, din ce să trăiască? Așa, 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 atunci mă duc acasă, bună ziua, bună ziua. Tată, cât ai strafinele? 128, tată! Da, că scop pe foc, maică! Ai un pic mai ieftin pentru tata ta, da? Poate, da. Băiatul, că nu lasă să te pune. Ai de treabă, domnul, că rămadă cu mor. Lasă-te la mine, omule. Bine, maică, tată, te crezi de-n mai acum. Ia-ți. Da, e mai bun! Da, maică, să vezi. Altceva? Bomboane ai? Tată, bomboane? La cadăr. Madame, o cadăr. Mersă. Așa după bomboane. Tată, îmi vrei bomboane! Cadăr! I-ai lăsat mai ieftin? Cât vale o? Prost, prost, foarte prost. Mâine o să vină să ceară degeaba. Păi știu, dar... Ai să zici eu să-l duci, dai lipsă la cântar. Dai inimă bună la negustorie, noi bun, noi bun. Știu, nene, Ianchi, dar de ce n-ai vrut dumneata să-i dai mai ieftin, a? Că știu că ai aceleași prețuri ca și ta. Dar ce facem aici, o ței de clienți pentru 5 parale? În mahalaua asta, numai noi doi avem prăvăliri. De la el cumpă de creștini și de la mine o vrei. Cine nu-i nici creștin și nici o vrei, ce ar trebui unde bate ca zgârcita asta de babă sau... Parcă totul ceva zici, cu așa niște clienți poți să-i dai dracului, că nici noi nu se răcim și nici dracul să îmbogățești. Papa? Ioti, 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 ce surpriză! Așa o să așa, așa o surpriză asta, zici eu că-i surpriză. Ei, papa, și nu mă sărut? Să te sărut așa, mă rog îmbrăcat, mă duc să mă îmbrac ca să am curaj. Ei, papa, hai lasă să ie, să-mi vreau după aceea. Sărută-mă, papa. Arată-mi boane de la cadă. Tu, poate, de ce te duc prin îmbrăcata aia asta, Doamne, maica ta. Unde-i maica ta, stivadă? Mă rog, sunt eu așa un dobitoc? Sau fata să ia așa de frumoasă? Dumneata, ai dreptate. Fata asta e așa de frumoasă. Ei, Ionel, înțeleg să facă papa complimente că nu am văzut de trei luni. Ce complimente? Ești așa de frumoasă? Ești mai frumoasă ca maică ta când era lovădită cu mine. Papa! Dar și ea era frumoasă. Era așa de frumoasă că nu era alta mai frumoasă ca ea. Spune. Tu ești a mea, țiara mea, un obrei așa bătrân ca mine, are o fată așa de frumoasă. Așa o bucurie, trebuie să o bătem și cu alții, ai stimată și ne-am tot dat. Așa, nu am mai zis-o pe ta. Și cadă. Tot nu s-a însurat mă stradă, ce mai fac tu? Să-s așa un păcătos, stă-n soare? Doarme,
și zbore ceva teribil. Dar asta să nu-i spui de mare durere la inima lui. Cadâr, bre! De-aia, anche, da! Cadâr, bre! Hai până afară, bre, nu ți-i cald în casă? De-aia, bre, da! Bun. Ananichi frumos este, ca un trandafir de la Eiub frumos este. Ananichi, n-apoi venit? Da-i de cadu sau ta. Ananichi a fost da, Moș Cadăr. Să știi că i-a fost tare dor de tine, Moș Cadăr. N-ai uitat-o pe Ananichi, nu? Uitat? Ananichi nimeni în casă ținut, cu un coran ținut. Alare, anchele, asta, fată, tu făcut. Nu, no, că franciole. Asta nu te-a făcut! Alale, altele, asta soare casă este. Asta, soare la inimă este. Numai că atât singur este. Asta e greu, nu poți să plăți. Asta mâna de la Allah. Asta mâna de la Allah este. Ai amici? Iubești puțin ca lui. Bomboane! Bomboane! Așteptam! Așteptam, atunci, așteptam! Așteptam! Bomboane? Da! Bomboane de la inimă, da! Când Ananichi la cadâr venim, ala, în casă venim! Ala le-a început, la Dumnezeu al tău când mergem putem nu-i spune. Ea a încheurât fost, s-a dat fost. Dar vrednic fost. În grădina lui ala, bun grădinar fost. E bine așa, mă, Ionele, e bine? Ia-o de ce, ha? Măi, Ianche, mă, pasă-mi fata ta cu muia mea, mă! Păi, dar nu ți-am spus și eu? Și eu ți-am spus tot așa. Dar ce să ne facem amândoi, dacă toată lumea spune de ea? Mă, fată, mă, uite! Mă, ce frumoasă te-ai făcut, mă, co! Ce să fac, nenetate? Am crescut, era și vremea, nu? Da, dar ce te face acum? Prăpădintă-o s-a tretată ca cu tine, ha? Ce? O găsi el ceva să fac. Da? Știu eu ce să mă fac? O, Doamne. Dacă n-am avut o fată slută, mă mulțumesc și cu una frumoasă. Bine. Că știi tu vorba aceea. Cine n-are pâine, mănânce și cozonar. Băiatule, mă, frumoasă fată ai făcut, fată mea ta. Dragi, nu-mi place. Mă vezi bine, tu spui că-ți place, ca să cred eu că nu-ți place. Dar eu știu că-ți place. Așa e, mai opa. Uite-mi și pe domnul ventilator. Mă rog, ce mă iei tu pe mine așa? Ce sunt eu, ha? Ce sunt eu? Tu ești ventilator. Ce puteți dumneata, domnule ventilator? Iar ai aflat că a venit? E, acum gata, a venit? Și dacă a venit, foarte bine că a venit, ce-l pasă mie? Cum ce-ți pasă, băieții? Cum ce-ți pasă? Ce vorbești prostii, băieții? Cumpără-o să pun materi de la tate, adus de la galați așa, o să pun fain, că poți să-l și mănânci. Colată de săpun faci de strul al tău, îl mai prima băiat de surat cu fata mea, măriții. Te-am rugat! Ilicic! Te-am rugat să nu mai spui Ilicic! Te-am rugat să-mi spui Ilie! Ce vreți? Înainte când eram Ghirigiciu, putea să vă chemi și Ilicic. Dar acum, de când mă ocup de cereale, nu sunt mai toate. Pentru că și-ar da seama oamenii că sunt obrei. Ce vorbești? Și așa nu-și dau seama? Când te strigă Ilie, uitați-vă la el și domitocăi. El crede că dacă îi spui măgarului oaie, nu nechează tot ca un măgar. Papa! Da. Ce vorbești? Ce vorbești? Așa o fată frumoasă ai făcut tu, băiatul! Nu, că împărat-o franțioasă. Bună ziua, domnule Ilie. Bine ai venit, Ancă.
Acolo te super că ți-a zisit? Așa o gură frumoasă, poate că cum poftește, tot muzică face. Frumos compliment, ce să-i faci? Când vezi asemenea frumusețe, cânti fără să vrei. Și adică tu nu vrei să cânti deloc? Pentru ce ești păcătos, băi, adică pentru ce aș vrea eu să cânt? Știi tu pentru că de ce? Ce vrei să-i spun, eu îi spun. Ei, și dacă îi spui ce crezi că mi-e rușine, sau ce? Dar ce e? Nu vrei schimărit? Are așa un juvaier de băiet, cum nu s-a mai văzut pe fața pământului. Cu minte și rodnic ceva de lini. Numai când s-a uitat peste gard la fata lui Leibovici și a și făcut un copil. Să știi că mă supăr! Nu te cred. Să știi că plec! Nu te cred. Ești un dobitoc! Nici asta nu te cred. De ce? Acum te cred. Și tot pe dracului și lasă-mă în pace și nu te mai plec aici să-ți rog picioare. Păi cum să nu mă supăr? Uite-te la el și econom calc. Parcă ar fi de trotuarul primăriei. El crede că o să-l apă pe Dumnezeu de un picior, doar ca să o am așa un fuscru ca el. Și că el nu-i nimic ca să-l vezi pe piciorul, sub înștrul. Mă rog, are parale. Dar nu vrei să faci... Da, de ce ai să faci copii cu paradele lui? Mă rog, vrei numai de trebuie să-i măriți, mărinte-te? Nu, păi nu-l iau, că nu-ți place ție. Lasă că o să-mi caut eu pe cineva. Ce vorbești? Lasă că-ți găsesc eu unul când ți-o veni vremea. Nu, nu, lasă că-mi găsesc eu. E mai simplu și mai simplu, nu? Zău, și eu să n-am niciun ghișeam la facerea asta. Ba da! Niște nepoți? Aaa! A zis bine, Iancă, să știi că ăsta-i cel mai bun comision. Ascultă-mă, dobitocule, nu-i mai cânta în strună, că să te ferească Dumnezeu să te auzi când o vorbă, când o fii sânsoare băiatul tău. E bine, nu o să-l auzi de Iancă. Hai mă, lasă-mă, hai lasă-mă, flăcă, uite-mă. Desigur, tată, adică ce rost ar avea să te amesteci dumneata, că doar nu te însor dumneata, mă însor eu, nu? Cine poate să-mi știe interesul mai bine decât? Da, dacă vroiați să facem așa cum spuneți, trebuia să ne faceți acum vreo 200 de ani. Vreți să-ți dobi tot ce a fost? Eu am spus să-i facem acum 200 de ani, dar tu n-ai vrut. Ne-am zis, dumneata glumești, dar Ana are dreptate. Pentru numele lui Dumnezeu, oamenii, dar acum ne mai încurcăm în freacul. Tache, freacurile astea noi suntem. Da. Ne-am zis, nu dumneavoastră, ci pretențiile pe care le aveți dumneavoastră. Să ne alegeți de veste, să ne căutați bărbați. Bineînțeleg să nu ne căsătorim fără voia dumneavoastră. Să ne dați un sfat, dacă e cazul. Dar atât. Atât. Păi ce nevoie mai aveți vorba de voi? Da. Legați-le de pe piață de gât și dați și pe cârdă. Dacă te rog, nu vor. E, lasă-mă, eu nu. Și dumneata, părinții au rostul lor. Ce vorbea și care, mă rog? Mă întâi și întâi să ne fac? Ce vorbești? Așa niște copii moderni ar trebui să facă singuri. Da, măi, lasă-mă, băiatele, mă, că vezi copii moderni, am văzut, uite, copii moderni avem. Lasă că și eu toți așa am vorbit. Măi, copii, măi, copii, că și eu eram teribil de modern. Numai ce-a strigat odată tata la mine, am și uitat că sunt modern. Chiar așa. Mă rog, asta cu stricatul nu cred că e o metodă potrivită pentru oameni. Ia mai dai din gură, dai din gură, mă, băiatul. Lasă-mi să vorbească și pe Ana lasă-mi să vorbească. Așa se cade să vorbească doi oameni tine. Da, da. Așa se cade și așa e frumos. Tată! Da. Nene Ianche. Pa, pa. Da. Nene tate. Da. Da. Noi am hotărât să ne căsătorim. Ce? Da! Ce? Noi am hotărât să ne căsătorim. Ei, cum mergi? Dar cum se poate să vă gândiți voi la așa o prostie? Dar de ce prostie e vorba? E foarte logic. O fi cum spui tu, dar tău prostie se cheamă. Dar nu vorbiți, dar nu-i vorbiți.
ăsta? Ăsta e lucrul dracului, măi? Dar de ce ne dai? Uite de ce întreabă. Dar asta nu se poate. Papa! Dar de ce? Papa, te rog frumos să te mai gândești. Pentru că nu se poate. Dar nici nu trebuie să mă gândesc. Vorbești nici tu, mă, domnitopule, că nici nu trebuie. Ei, mă, vorbesc eu. Dar vine oamenii lui Dumnezeu, spuneți-ne care este pricina. De ce? Mă, copii, mă. Uite ce centrală. Lasă-o, mă, te-i spun eu, mă, este un lucru la care nu m-am gândit niciodată. Da. Și? Cum e și? Cum să facem noi așa o negustorie dacă nu ne-am gândit? Păi da. Pentru numele lui Dumnezeu, acum ce faceți? Începe să faceți ca toți părinții. Și ce, mă rog, eu rușine? Nene, Anche, te rog, ascultă-mă. Dar nu te ascult, să te asculte domitocul cel ăla de taci, dar să potești, că eu nu-mi potești. Păi ce ca nu, băi, Anche, băi, te ascult, ha? Ba, ascultă-mă, nene, Anche. Nu, 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 mai discutăm. Mă, oameni. Foarte bine. Eu zic să așteptăm să liniștească lucrurile, cât să nu mai discutăm deloc. Papa, să știi că mie nu-mi place să vorbești așa cu mine. Deci că dacă mă mai supăr mâine, plec înapoi la București. Bine. Haideți să mergem. O, Doamne. E, poftie, mai spune ceva. Da. Asta e ca maică, sau? Îți dă cu par un cap și pe urmă te face dobitoc, când de ce ai stat în dreptul carul? Păi, bă, iau și tu mai încerc. Poți să o iei încet, poți tu să te treci cu așa o electricitate călare pe vacă bleacă. Omule, să vedem, să discutăm. Ce să mai vedem? N-ai văzut? Ce să mai discutăm? Chibluim, ia de mea, chibluim, chibluim. Chibluim, ia de mea, chibluim. Bine că ai deschis și tu odată gura. Atât nu știm vorbește. Atât știm, audem și vedem. Ia, ce mult vorbește, ca să puțin vorbește. Mai du-te la toți dragii tăi turcești. Iar ai venit? Ce poftești? Iar să pun, n-am să pun. Gata, am închis prăvălia. Și ce știi, mă rog? Că ai închis prăvălia, dar ce te supă? Dar nu mă supăr, unde vezi tu când mă supăr? Și tu ce stai aici? Du-mi și vezi ce fac copiii! Bine, mă, iar că mă duc, mă, mă! Vezi să nu-ți pui iar vreo prostii, că nu te mai sper cu mine cu toată apa mărgadul! Bine, mă, iar că mă, bine, mă, doamne! Și tu ce faci? Vezi? Mă lași aici sângur? Dar nu mergem la cantar! La lac, dar la cantar cantar! Asta la lucru! La cantar de la lac trebuie cantarin! Asta nu multă vorbă vorbim cum iar că vorbim! Asta nu cantin! Ia mai du-te la toți dragii tăi turcești și la anul când ai terminat de gandit să-mi pui și mie ce ai gandit. Mă rog, ce s-a întâmplat? Dar nu s-a întâmplat nimic, ce vrei să întâmple. Așa? Și ce te privește pe tine, ce s-a întâmplat dacă s-a întâmplat ceva? A spus eu că mă privește? Foarte bine că nu s-a întâmplat nimic. Atunci de ce ce? Ce, fostă paralii? Întreb și eu. Și acum... Ce faci? Ce ești, Chior? Nu vezi mă plin? Nu, nu. Pe urmă. Eu dai. Ce să dau? Fata să-i dai. Și ești de bun? Cui să-i dau? Cu Ionel să-i dai. Nu dau nimic. Ce, asta-i fata, să-l dau eu? Se duce singură la Cudreacu. Și se duce? Cum să se ducă dacă nu-i dau eu voi? Foarte bine, foarte bine. Dar de ce foarte bine? Foarte rău. Ce-i crezi că am să dau un strul al tău? Ascult eu că dau un strul al meu! Dar poți să-ți spui că tot nu dau. Ce? Strul al tău e din altul medii mele? Poate vrei să mări după un general? Păi și un general se poate mărita. Așa o fată ca ea se poate mărita cu orice general vrea. Sau poate vrei să o măriți cu un ofițer? Și cu un ofițer se poate mărita. Așa o fată ca ea se poate mărita și cu un colonel?
Da? Da. Și se botează? E nebun, ce se botează? A, păi dacă nu se botează, ce face? El crește și e o vrei, ca așa o calculație faină fac tot! Iute, iute, iute! Taci! Da, mă, ce mă? Taci! Ce mai am? Nu se poate. Păi da. Ferească Dumnezeu că nu se poate. Sigur bă că nu se poate, dar n-am spus eu mai adine, au. Da, dar acum chiar că nu se poate. Domnitocul ăsta de Ițic a spus așa un adevăr, că nici nu mă așteptam de la un ca el. Ei, bă, dar ce-a spus? Ce-ai spus, băi? Ce să spui că băiatul e creștin și fata evreică? Așa e, domnule. Nu se poate. Uite, domnule. Și păcat că nu se poate. O, Doamne, Doamne. Ei, și acum, ce faci? Ei, acum am să te rog frumos să te duci acasă și să iei pe ruhele și pe ștrul al tău, ca să vă rog să poftiți aici, ca să vă trimit la toți dragii că vă autorumă. Să știi! Folosești asemenea vorbe de mahala. Apoi nu-l mai las. Eu vă spun să se doare un vorba ta! Să te ferească Dumnezeu să te mai plimbi aici, că-ți rup picioarele. Rachetoțule, nu te dracului. Și acum ce facem, mă, frate, a? Eu știu. Păi ce știi, ia? Nu da, din urmă. Gândește-te bine. Acum i s-a încurcat. Copiii nu știu de glumă, știu numai de ofurile lor. Tinerețea nu se mai gândește la nimic. Nu-i pasă de nimic. De nimic, măi, de nimic. Și dacă n-am să dau fata, ce are să fie? N-o dau și gata. Băi, Ianche! Nu, nu discut. Ce vrei să mă arate lumea cu degetul? Ianche! Nimic. Nu vreau să o dau și gata. De. Ce nu vrei, papa? Știți o bine ce nu vreau. Și de ce, papa? Pentru că asta așa o prostii, că o să ne mușcăm degetele toată viața, dacă o să fim atât de dobitoci să o facem. Dar cine-i de vină, papa, dacă nu se poate schimba nimic? Că nu se poate schimba nimic, cine-i de vină? Acum și ai să zici că eu. Nu mai dumneata. Cine ne-a cine-a, eu? Tată. Adică eu? Tată, te rog. Bine, mă, copil. Bine, mă, lăsa. Papa, sunteți prieteni de o viață. Mamele noastre au fost prieteni. M-am născut la câțiva ani după el. Asta nu am mai câte a făcut-o. Eu i-am spus te faci mai degrabă, dar ea n-a făcut. Am învățat împreună. V-a plăcut să ne vedeți împreună. Nu se poate ca înțelegerea dintre noi să nu ne lege. Și acum cine-i de vină că am ajuns aici? Când dumneata și dumneata că sunteți atât de buni prieteni, că v-ați făcut casele una lângă alta și ne-ați făcut la fel, crezi că ne mai poate despărți faptul că el e creștin și eu sunt o vreică? Dar ce eu fac copii cu tachii? Dar eu nu știu ce să-ți spun ca să te fac să înțelegi că nu se poate, că nu se cade. Dar ce dracu să mă ia? Cine m-a făcut o vreme? Și cu copiii ce ai să faci? Ce ai să faci? Asta te îngrijește, papa. Asta te îngrijește. Uite, știi cum facem? Facem un băiat și o fată. Nu. Mai bine, doi băieți și două fete. Mersi. Și fetele tot mi o să mi-i dați, nu? Așa, te rog eu din sufletul meu să nu mai glumești. E viața copilului dumitale în joc. Dar cu ce ți-am greșit eu? Așa te ții de promisiunea pe care ai făcut-o mamei? Trebuie să mă faci fericită în
viață, papa? Asta e fericirea pe care mi-o dai? Să mă despart de singurul om pe care îl pot iubi, că să mă duc într-o zi în brațele altuia care n-are alt merit decât că e o femeie? Asta e dragostea la dumneata, papa. Atât de măruntă, atât de idiotă. Papa, uită-te, te rog, în ochii mei. Mai buni sunt așa. Vor fi ceilalți părinți Dumnezeu, nu pot. Și atunci? Sărat, voi copii! Stai, auzi, Moșca, atât! Rău oameni, rău viață! Și acum noi ce facem? Spune-ne, dumneata ai fost întotdeauna lângă noi și ne-ai mângâiat și ne-ai dat spate. Ce facem? E păcat dragostea noastră, Moșca, dă! Ana, Michi, unde dragoste este, păcat nu este! Păcat viață la un singur! Păcat la lac! Nu știe. Gândește. Cu dragoste la Nenici gândește. Așteptam de la Alar, semn bun. Nu singură mâne. Asta păcat nu face mă Nenici. Că atât singura masă. Și păcat mare făcut. Păcatul la Alar. Și sara că a dor iubit odată fata frumos. Și creștii fost data de la el. Și că atât nu priceput la iubire. Asta semn de la Alar este. Acum că atât singur este. Asta păcat nu face mâna nici. Asta păcat nu face. Floarea jos a avut cazut. Viața zburat. A la om fără iubire, copacul scat este. Floarea o scat este. Nu-și cadă. Om singur, ca să nu te faceam.
așa cum casa de la Catul este. Copac nu pune, culoare nu pune, alb castal, coc deschis, tam, moartă așteptam. Ala femeie nu este? Ala copil nu este? Dintre capele plânge. Ai Anică? Ionel, tu bun la Anică este și ea și nu-i? Și când bătrânește Ionel, iubim tu mult la el, Ionel. El mult bun fost la cată. Copila cată la inimă fost eu. Ionel, nu facem Ananichii plânge. Cată, ruga mult, Ionel, nu facem Ananichii plânge, Ionel. Oși, cată, n-ai nicio grijă. Te rog, atât am și eu pe lume, pe an. Bun este, Ionel. Ala, inimă bună vedem, inimă bună plătește. Atât-am eu, plecam. Cine plânge? Ana plânge, nenea. Și mă rog să-i de ce plânge, de ce trebuie să plânge. Fata asta e ca maică sa. Plânge și stă la tre. Tache! Tache! Ce-i mă, ce-i? Du-te, mă rog, ție și vezi și vezi de ce plânge fata. Spune-i să tacă, ce? Vrei să mă apuc și eu? Dar mă apuc și eu, atunci nu mă mai oprește nici dracu. Bine, măi. Voi ce-o făcut, ieți că ăsta pe aici pe joc. Și pe cine nu te iubesc? Poți să spui tu că nu te iubesc? Nu ți-aș da eu ție fata dacă ți-ar putea. Om să nu ți-o dau. Cât te cunosc de când erai pititel și ai făcut de toate pe mâinile mele. Cum să nu ți-o dau? Dar nu pot, dacă nu mă lasă alții să pot, cine? Ce sunt eu de bine? Așa treabă-ți fie afolisit. Cine dracu m-a făcut-o grei? O, Doamne, ce-i trage? Tu mai plânge? Nu, acum s-a liniștit, Ionel, du-te tu, băiat. Și ce înseamnă asta? La tine că s-a liniștit? Adică nu mai plânge, nu-i mai ca la timp de pe față, unde s-a nu mai plânge. Ei, lasă-mă. Ce-am zis eu, asta-i că mai găsa. Plânge că plânge. Plânge să gândește la tren. Vine, vrei, cadăr, vine că ai ieșit și tot din casă. Ascultă, cadăr, dă-mi și tu un sfat, spune-și tu o vorbă. Că tu ești deștept câteodată. Cadă-n sfatul meu, da. Ala sfat, Ianca, asculta. Erai spune. Ianca, ovrei, creștin, mahomedan, tot una este în vre. Tot una este în... Frate, este. Tu ovrei, el creștin. Casa la voi, la fel este. La fel. Prietene la fel, tu la fel. Nu mai sunt în viața alta este. Voi, prieteni, este. Faceam un el ovrei. Dar cum ai putut să spui tu așa o prostie? Creștinul să rămână creștin și ovreiul să rămână ovrei. Și dacă e vorba că așa mai ușor ar fi să botezăm Ana. Botezăm Ana? E asta-i, măi. Botezăm Ionel ovrei, doar la inimă la tachii. Botezăm Ana creștin, doar la inimă la iarni. Atunci, faceam omul de copii. Mahomedan. Hai mă, lasă-mă, mă mai duc prână. Nici asta nu place. Numai lacrimi de la copii place. De ce nu văd ei că nu se poate? De ce? Dar tu la fel este, Mianche, vre, ovrei, creștin, tu la fel este. Dacă iubim unul altul, la fel este, vre. Bine, măi, lăsați-mă, mă, băie. Ce urmă, dragă, ai să-i ceva de la
luat un cuvânt de nenorocire pe casa asta în altă. Poate de aceea te-a fi să-mi rău. Aramichi, cadr bine gândit, bine cantarit. Dacă nimic nu izbutește, voi trebuie pleca. Nu le pleca. Asta, tata bătrân, frică avem pentru obraz de la ei. Dar asta păcat este. Mare greșeală este. Asta, tata bătrân, frică trebuie avem pentru fericirea de la copil. Pentru viața de la copil. Cadr, vrei vorbește în bătrânesc cu ele amândoi. Dar dacă el nu înțelege, dacă la fac, mintea de la el nu lumina, voi trebuie pleca. Alta job. Arnaldu! Să știi că ne-am gândit și noi la asta. M-au gândit? Militară pot să-ți spun că e singurul care e de partea noastră. Ne-am. Vrem să plecăm. Hei! Asta înțeleg este! Asta bun este! Da. Da. Dar cum? Și cu ce bani? Cadă, pa, cadă, cadă. Dar moșu, cadă, de ce să ne dai? Aramichi, cadă, iubește-l la tine. Nu, moș, cadă, ăsta nu e de datoria dumneavoastră. Inima de la om, datoria de la om este. Ce vrei, de la te negustor?
Mai Antema! Ce poftești? Eu nu poftesc nimic. Dar vreau să știu dacă nu poftești tu din tocana asta, a? Mă vezi, vechiule, mă vezi, vechiule. Știu că iar vrei să mănânci, știu că un bloc. Ei, nu, Iancă, eu... Nu, spune prostii că te crepe cuvânta că se-ți pară rău. Hai, dă-o farfurii în coace. Nu, Iancă, eu... Tache. Pune o bucățică să guste. Pune o bucățică mai mare, ce vrei să n-ai timp să spună tribună? Mulțumesc. Foarte-o sănătos. Dar ce-i tucana, nu dai? Nu știi că nu dau prin datorii? Papa, uite, e aici. Vezi, mă? Nu văd. Cam puțin. Puțin? Puțin, puțin. Gust. Îți place? E bună? Deloc. Așa de ieftin nu văd. Dar ce mai ai acolo? Ce sărmăruzele purceam? Cu varză? Cu varză. Ana, tu mănânci sarmale cu carne de porc? De ce să nu mănânci, papa? Atunci adă-n coace. Bine, măi, Ana. Hai să punem aici. Uite așa. Una. Opa, așa. Nu vrea să vin. Ba, bine, bine, bine. Da. O mică zbercenie la mijloc. Hai, poftim cu el. Poftim. Ce faci? Ți-am spus să dai la Ana, ți-am spus să adă coace. Bă, băiat, nu se poate că, uite, se supără Dumnezeu. Lasă mai fii și el supărat. Auzi, dar tu niște plăcinte nu vrei? Nu. Dar dacă eu am să vreau niște colțunași, ce are să fie? Ei, uite, n-am să ții, dau. Ce bine ai să faci. Altceva. Mai poftești? Nu te dracului și crezi că... Toată mâncarea care ți-o rămas ții? Papa, nu înțeleg de ce nu facem noi masa împreună. Cum poți să spui tu așa o prostie? Creștinul să mănânce la masa lui creștinească și evreiul la masa lui evreiască. Dar ce ai tu? Te doare capul? Nu. Atunci de ce stai așa? Ce ai? Nimic. Mă rog, dacă așa ar ce am. Vezi, papa? Și mai spui că alții nu cer. Dar de ce te-ai supărat? Ce am zis, mă rog? Ionă, ai terminat? Tot. Stai mă, băiatule, de mănâncă ce Dumnezeu, de cât ai venit acasă nu mănânci nimic. Pentru că n-am poftă de nimic. Da, mă, băiatule, dar și fără poftă trebuie să mănânci, măcar să lăbești. Zău, ai slăbit ceva teribil. Așa faci o concurență la lămâile lui Cadă? Mulțumesc frumos, Tereo. N-ai pentru ce? Nu te păduceți noi copii. Pe bancă. La tren? Dar eu mai amărăs și tu, Mitri. Dar cu ce mai amărăs, mă rog? Da. Ce am mai zis? Păi da, dacă nu faci de seama la ce spui Dumnezeu să te mai înțeleagă. Îi neagră inima tine, mă. Îți ture gura ca o mașină. Le trântești cum îți vine. Ce vrei, nărat de negustor? Asta, parcă eu nu-s negustor, poftim. Da, dar tu ești negustor prost și eu sunt negustor bun. Bine, mă, lasă. Ei, voi, bre, ce facem? Ia, ce fac? Stam, bre, stam. Stam. Cu copiii ce facem? Ai că acasă voi țigare tragem și copiii acolo stam și plângem. Păi știam eu, nu ți-am spus, plâng și stau la tren. Da-mi, chebre, nu facem asta pe acasă. Ana, mi-ai zis-o la ziua, plângem. Ana, plâng, până jur la inimă faceam. Păi taci odată din gură, ce vrei să mai fac? Dai la inimă voie, calcam odată la inimă. Ia, frică bura de la mine, ame. Dar nu-i vorba numai de asta. Atunci care frică este, bre? De la, ne-am de la tine? N-am niciun neam. Atunci care fi chestie, bre? De la Dumnezeu al vostru fi chestie? Răspunde-mi, Iache, bre! Dar ce-i azi?
La urma urmei, ce mă tot întreb atâta? Ce te-ai făcut judecător? Tu de ce nu te-ai înjurat cu creștina aia cu care te iubeai? Asta bine vorbit, Ianche. Asta moarte la inima mea a fost. Și asta moarte, iată, nu vrei la inima de la Ana este. Și nici Ianche nu vrei. Și nici Tache nu vrei. Ianche, tu tare supărat dacă fata de la Ala Leibovici, băia creștin iubește? Dar nu-i dragul lui, n-au decât să se iubească. Da, dar mai creștin este. Fata o vei este. Ce-mi pasă mie? Oprite la tine de la inimă, nu-mi supărați, o? Bun. Ianche, dacă Ana fata de la tine nu fost, dacă nevasta al tău făcut, Ana, și nu Ianche fost Ana. Ia nu mai vorbi prostii. Ianche, băi, uite, tu zice-mi așa. Dacă morte este. Băi! Zice! Zice! Mă zice. Cadâr, din mai Ianche, așa spune. Ianche, bre, Ana, fata de la Dacă este, nu fata de la Dacă. Ma. Ce ești de bun? Alaști! Zice-mi așa! De fata al tău, frumos ca soarele fost. Dacă frumos tu... Urât fost? De fata al tău iubit Dacă. Ia lasă, bă, Cadâr. Vorbești așa niște prostii că-ți vine să torbești. Ori îți vine să mor de râs. Nu, Ianche, le răspundem. Fata jumătate creștine este. Răspundem, Ianche. Dar nu răspund. Așa o idioțenie nici nu răspund. Ianche, tot plecat. Armata. Nevasta singur la sat. Dacă aici. Singur fost tu de la asta tău? Ia lasă, băi, nu ai gine, fata mai supără, mă supăr, măi! Ia stai. Lasă-mi să vorbească. Păi, dar știi că-mi place. Dar ce, aici trebuie să-ți placă ție, aici trebuie să-ți placă mie, că aici e vorba de nevastă. Dar mi-mi sper că e vorba mai mult de mine, măi! Și acum, la urmă, urmă, de ce te supe? Știi că e așa un lucru interesant? Ai un interes să nu-l lasă să vorbească? N-are decât să vorbească, domnule, poftim. Mersi. Ei, Cadă, zi mai departe, că ne-a dat voie boierul să vorbim de nevastă mea. Băi, tu ești mai nebun ca el, mă. La treaba voastră vorbiți că vreți. Pe asta și vrem. Spune, Cadă, și ce a fost când a fost eu în armată? Că e adevărat? Tu nu erai însurat și Cadă era aici? Ei, și ce? Ce dacă era aici, e? Te poftesc să nu țic. Ori îi las să vorbească și înțeleg tot, ori vă dau dracului cu fata cu tot. Bun! Iacă de bun! Ca de la asta putea ajunge, fata, putem marita cu creștini? Ia lasă-mă acum cu băiculele astea. Mie să-ți spui ce-au fost când am fost în armată. Nu, întâi tu, fata jumătate creștini este. Răspunde-mi, Iacă, vezi, te maritam cu creștini? Dar ce mă privește pe mine? Mărit-o cu cine vrei, poftim să o mărit el dacă ia lui. Măi, ce tu spune, mă, ce naiba să mai trecut prin cap, mă? Te poftesc pe tine să taci că tu ești mort. Bă, tu ești nebun. Dar privești cum se vine. E ca de, te rog să-mi spui ce-a fost, că tu trebuie să știi ceva. Liniștește-mi, Antrie, liniștește-mi. Și dacă atât nu știi nimic. E atunci și bănuiești. Dacă atât nu bănui nimic! Păi atunci de ce spui că a fost ceva? Dacă atât nu spui că a fost! Poți tu să juri că n-a fost nimic? A? Asta nu! Asta numai dacă putem spune! Acum ce stai, vorbește! Ai spus că sunt mort. Iată că sunt mort și nu vorbesc. Ascultă! Nu vă jucați pe așa un foc! 30 de ani am crezut că și acum am băgat în cap așa niște idei, că-ți veni să torni. De poate să crezi tu așa ceva, măi. Nu așa, nu mă lua tu pe mine așa. Te rog să jur pe mormântul nevestei tale și pe mormântul nevestei tale. Ei, poftim, jur! Și chiar dacă a fost ceva, tot atât ai să jur. Măi, ia, uite-te, măi, în ochii mei, mă, cu 30 de ani de prietenie, mă înțelegi?
Să mă trezească Dumnezeu în clipa asta, dacă e adevărat. Și chiar dacă ar fi fost fata lui, tot ar putea să o iei, că e soră, păcătosule. Ia-te așa. Da, i-am chibă. Da, și eu fost tânăr. Ce? Și tu asta? Nu cu nevasta al tău, cu nevasta lui. Păi nu ai porni altă prostie. Eu cunoscut nevasta al tău înainte de tu cunoscut la el. Iubit nevasta al tău și ai iubit la mine. Asta tu știi. Da, nu vă puteți ceva, mata. Da. Dar și îl de negustorie la galați facut. Nu-l pot pe la drum. Te rog, fă cu mine joaca pe care ai făcut-o cu ea, te rog. Că ce crezi că asta cu tine o face? Asta tot cu mine o face. Asta vrea să demonstreze că chiar dacă ar fi fata ta, Ionel tot ar putea să o iei. Bine, dar fata nu e a mea. Dar de unde vrei să știu eu că e a mea? Eu... Poți tu să juri? Dar cum să o jur, măi, cum pot? Da, păi vezi? Vezi și idei poate să bage capul unui om un ticălos de torc? Am chef, băi. Lasă-mi fata luam Ionel. Da, ia, ca tu iubește, mă. La toți voi iubește. Ca viața lui iubește. Asta încercare, bă. Încercare? Asta glumă, bă. Băiatu, glumă. Ca dâns vrem arăta Mianche, o vrei creștintul, totul este în re, tot ascultam vorba dracarii. Unde lacrima picată, unde inima tare a bătut, ala om este în re. Om este, nu o vei, nu creștin, nu tu, om este în re. Acum pricepe inima dracarii. Mai bine, că dacă era fata lui, era soră cu Ionel, chiar că nu putea să o iei. Și era păcat, păcat. A, față la ei, bucurie mare. Ce zici, tati? Păi știu ce să zic, aș fi bucuros să limpezim lucrurile, nu? Da, dar ce te faci cu mahalaua? Ce-o să zică mahalaua? Ce vrei să plecesc ca plăcătosul cel adihersc să nu mai întrebesc că-i joară prăvălie? Ce vrei, dau palimeni? Asta e adevărat. A, privezi? În mahalaua asta numai voi doi negustori, suntem altul, nu venim! Dacă vrei supăram, cumpăram de la tată. Dacă creștin supăram, cumpăram de la Ianche. Socoteala tu rămâne. Da? Da, asta poate că nu-mi convine nimic. Dar de ce, mă, Ianche? Păi, eu știu că vrei mei o să cumpere de la tine creștinoși, dar și garanție îmi dai tu că creștinii tăi o să cumpere de la mine. Ianche, voi la fel ne știgat până astăzi, nu-i așa? La fel. Atunci, o singură pravalie am făcut? Și am unde l-aș pătatea? Să zic că asta e foarte bine. Știi că-i distrem domnitorul? Și așa vreau să facem noi o asociație. Așa, atunci facem zidul de la mijloc? Da, că e subțire și costă mai nimic. Rafturile vor fi de la fel? Da, ne spun copiii cum. Da, adică, cum să spun, și este un magazin frumos. Da, ca în centru, mă rog. Și despre o firmă mare? Da, cu niște litere mari, așa. Îți spun eu cu fiate, tache și ea. Da. Ianche și Ianche. Nu. Dacă și Ianche, cum spun eu, eu zi, că-s mai bătrân, uite. Dar ce mă privește pe mine bătrânecea ta? Asta-i firmă ce iar din altele? Ăsta-i comerț și în comerț eu am fost primul. Da, bă, dar prăbălia, eu n-am avut-o mai timp pentru că tu vindeai nasturi. Da? Da. Ok, tu ești negustor frot și eu sunt negustor frot. Bine, mă, tu nu mai fă tovărășia cu mine și gata, mă. Mai eu tot am supat. Dar pe firma are să scrie Ianche și Tache. Păi dacă nu-i Tache și Ianche, uite, eu nu fac. Ne, uite, am să fac acum o propunere care să te mulțumească și pe tine și pe mine. Numai că n-ai să o primești. Păi dacă mă mulțumește, primesc. Nu, n-ai să o primești. Jur că o primesc. Jur. Jur poftim. Să se scrie obreiești că se citește de la dreapta. Hai, mă, da. Ai văzut că ai jurat degeaba? Da, mă, dacă umbli cu prostii, mai bine să-i lăsăm pe copii să hotărască. Bun. Ia-te-me. Asta tot la fel este. Ana, vrei, Tache și Ianche, nu ne vrei, Ianche și Tache. Ce vrei asta de când lumea? Bărbatul tânăr îi spune femeii dezbracă-te și cel bătrân îi spune îmbracă-te. Bine, bă, vorba e ce facem, asta e. Mica hârpiuța punem la fest.
Da. Cad în scutur? Aha. Cad în trage. Te, uite-o că vine. Cine? Da. Nenorocire. Salta soastră. Da. Bun sau? De sara, domnitaci. Sara, tată. La Natalini. Ei, și ce vrei de la mine? Nu pot să spun acum, de față cu toată lumea, pe lucru că am nevoie, nu? Da. Mă rog, mă rog, eu pot să surzesc urgent. Numai acasă să nu mă trimiteți că-i cald și nici la tren că nu mă duc. Bine. Hai, tata, să vorbim cu ăla deoparte că nu ne ascultă nimeni. Mă rog, cum vrei dumneavoastră. Spune, tata, spune. Lasă-mă să stau leacu pe scaunul ăsta. Dar ce ai nebunit, papă? Vrei să-ți dai sufletul la noi pe Cristo? Dar dumneavoastră, și când ai să mor, ai să râzi, domnule. Hai, mă, te rog, termină, că pe mine a venit cu treaba. Iată să-mi spui ce are de spus. Mă rog, ce nu las eu? Hai, spune-ți asta. Te spui să spui, dar nu știu cum ciorilor să încep, că mi-e cât e supărat. Dar ce? Nenorocirea, nu ți-am spus eu? Hai, mă, din gură, mă. Să știi, maică, că eu îți vreau binele. Și să nu care cumva să crezi că m-am dat și eu deoparte. Dar ce? Ia păcătoasa asta de lume, Toianchi. Vorbește și nu o să mai sară. Și acum ce se leagă de bine? Păi dai-mă din gură. Și ce vrea lumea asta? Ce vrea lumea asta? Despre ce-i vorba ta? Ia despre flăcăul dumitale și de fata jupânului. Oh. E adevărat? Ce să fie adevărat? Că să ia! Da, asta de unde știi? Cine te-a spus? Păi și-am auzit, domn Zadig, nu știi dumneata că vorbele bune nu s-au dat cele rele, matele pustia să le bată din nou cu casea să vine din gura omului ca și făcut aric. Dar să știți, creștinii noștri stau supărați. Maică, să nu le dai voie să se ia, că să-l supără cel de sus, Dumnezeule, mare, să nu le dai voie să-l dai! Și urme! Parcă Dumnezeu nu are altă treabă decât să stai de vorbă cu una ca ea. Te rog, ca fără mai degrabă. Uite că a început să se amestece. Mă, alau-mă, ca să mergi începe lucrul dragul. Uite că ai băgat și tău de seamă. Dar ce poftește lumea asta de la mine, țară? E, parcă dumneata nu știi. E adevărat că dai voie făcăului. E și? A, nu e bine, maică. Creștinii noștri sunt foarte supărați, să știi, domn Dani, au hotărât să nu mai cumpere nimic de la dumneata dacă s-a întâmplat una ca asta. Foarte bine, o să cumpere de la mine, ce fiem eu ceva? Dumneata, nu pierd, aia, nu pierd, dar pierde el săracul. Și apoi mă întorc și zic, dar el nu-i suflet de creștin. Păi cum o să-și nenorocească frumusețe de făcău, a? Dar ce, băiatul lui nu-i din nasul fetii mei? Nu-i de nasul! E așa un nobil mare care să strângă să îngerească. Cu ce te legi, mă, de băiat? Dar ea ce se dea bine, fata? Nu vorba, mă, de fata ta, e vorba de mine. Mai las-mă-mi face cu fata ta încă o dată. Așa, foarte bine. Da, foarte bine? Da. Dar ce, ți-am cerut-o eu, mă? Dar ce, ți l-am tras și eu pe flotul tău de bunică? Da, iar lasă-mă face cu ei cu tot. Gata, am terminat. Terminat? Gata, da, atunci te las și eu, domnule. S-C-U-R-T. Bun. Ce te faci să ați în mine? Scur! V-aș să zic că nu-i dai voie. Deci vorbesc serios că nu-i dai voie, nu? Vorbesc foarte serios. Vorbesc foarte serios. Să zic că am cam auzit-o cine-i lumea asta care se interesează de mine. Da, da, da. Nu dau după nicio fată din mahalaua asta. Și n-am nevoie de pețitoare. Dar eu nu-s pețitoare, lasă-ți, că-ți cunosc eu și măselele din gură. Dar n-am nicio măsele. Hai să zic că nu-s pețitoare. A cunosc al dragului Maianche, că de mă scoate din sărite, începe să-mi aduc aminte de pe vremea când eram tânăr și tot dădeam prin cotroanele de sub dealul mare de băiatul Frank Marchinisticiu. Da, ca un copil tot ai reușit să faci cu el. Păi să știți că îmi pare rău. Îmi pare rău, jupânilor. Adică eu îmi promesc inimioara și cu prețelul meu să fac cum o fi mai bine și nu vreau să mă bate joc de mine, a? Apoi să mă facă Dumnezeu dacă eu mă mai amestec, așa să știți. Așa să mi-a avut de Dumnezeu. Hey!
cam băgat și ea de seama. Da, dar nici ai dumneavoastră nos. Păi dacă îi lăsați să ne norocească, are dreptate lumea să zică că nu vă purtați cu ei, cum să poți cu tată, cu copii. Și acum o să înceapă toată mahala. Dar ce mai eu sunt de vină? Dar cine? Eu? Taci ca o furculiță pe rădici și o să creadă mahalaua că omul cu coarne sunt eu. Vă multe prostii ai spus în viața ta. Eu le-am spus, dar tu le-ai și pe tot. Nu poți să treci cu 10 minute să te gândești? Ce vrei să fac dacă eu gândesc mai greu? Deci pe dragul, băi, tu le-ai până ca o moară codorogită. Tu nu-ți dai seama ce buclucuri ne așteaptă. Ce buclucuri ne așteaptă? Nu ne așteaptă niciun buclucuri. Și chiar dacă te așteaptă, ce sunt eu de bine? Dar cine mă de bine? Eu? Ai vrut să facem negustorie alături, poftim, și faliment al treia a ieșit. Nu te mă la toți dragi și lasă-mă în pace. Am să mă dau, să știi? Dacă mă faci cu pe mine vinovat de tot ce s-a întâmplat, să știi că am să mă dau. Cu fată cu tot am să mă dau. Omule sănătos, o să mă omor eu din pricina fetei tale. Dar așa, așa am eu bine, dacă am să mă spânzuri de pricina băiatului tău. Uite, bă, nu am lucru să știi, dacă tu stai 5 minute să te gândești, te se întâmplă vreo nenorocire, uite-te mă aici în ochii mei, mă jur pe mărmântul tatăl și pe mărmântul mamii, te las tot, băiat. Și prăvălie și casă și mă duc în lume, bă. Asta fac. Foarte bine, am să cumpăr eu mai ieftin. Nu te dracului, domnitoare! Eu vorbesc prostit. După 30 de ani vreau să plec și să mă lase singur, singur din tot. Foarte comod, foarte comod. În caldă să mă taie și pe mine bucățel, să dea foc la casă și gata. Nu te dracului, domnitoare! Așa au prieteni nici la nevoie. Dobitocul. Și crezi? Pentru trei țari mare? O să fac și eu trei țari mare. Și la urma urmei, ce crezi? Că am să mor? N-am să mor. Mi-a murit bine și nevasta și n-a murit. Dacă așa au prietenie, ai tu pentru mine să mă lași singur, singur din tot? Foarte bine. Ei, am să mor singur. Ce-ți pasă ție dacă am să mor singur? Am să mor fără prieten și gata. N-am nevoie de așa prieten. Domitocule! Nu te dracu! A venit și ai venit la Neri, nu-i așa? Și de ce să nu vin? Asta zic și eu. Foarte bine. E, hai, vorbește. Am să vorbesc? Dar vorbește mai repede. Te rog să fii serios. Nu-i poftim. Nici acum nu sunt serios. Asta înseamnă că ai avea dreptate și eu sunt un dobitor. Măi, ești. Pardon. Mai alegi. Spune și tu, așa un prieten ca tatăl, poate să pleci și să mă lase singur, singur din tot? Și ce vrea el să fac eu singur, singur din tot? Să mă spânzur? Ei, am să mă spânzur. Dar de câte ori crezi că am să mă spânzur? Și la urma urmei, dacă vrea să plece, trebuia să plece acum 30 de ani. Nu acum când am ajuns un obrei bătrân care plânge ca o oaie. Dacă nu vrea să dea băiatul, să nu-l dea. Ce, am să-l omor? N-am să-l omor. Dar dacă vrea să-i dau fata, am să-i o dau. Dacă ei se iubesc, înseamnă că și Dumnezeu vrea. Da. Și cine are să spună nu, dacă Dumnezeu spune da? Comunitate.
Cine? Comunitate, ce este, bun? Nu, sunt surd. Cine ai spus comunitate? Comunitate. Stai puțin, stai puțin să mă trezesc. Dar ce amestecare comunitate? Ce, eu am făcut fata cu comunitate? Te rog să fii serios, pentru că vorbesc cu oficial. Ce vorbe? Și așa o mare sincet au fost când nu au găsit cam măcar să trimită? Te rog să vorbesc serios! Și așa unul ca tine poate să vorbească serios? Da. Și mă rog, ce ai să vorbești tu serios? Am să vorbesc că comunitate nu-ți dă fata, nu-ți dă voie să-i dai fata lui Ionel. Bine, și dacă am să-l dau, ce am să recoltez eu? Hai să recoltez așa un mic faliment, sigur, că nu mai cumpără nimic la tine. Ei, bravo! Tot mă aleg cu ceva. Și dacă nu dau faliment? Și ce crezi că la o mare supărare, un mic foc, nu se poate pune? Bine, și dumneavoastră sunt asigurat pentru foc. Dacă ești asigurat pentru foc, dumneavoastră ești asigurat pentru concurență. Bine, și dacă sunt asigurați pentru asta? Da, mai să închizi prăvălia. Dacă am ciochit, am să deschid alta împreună. Da, da. Și dacă comunitatea ajută un altul să deschidă altul. E comedie. La toate s-o gândit, madame, comunitatea asta. Așa o cu bani mare, mai să pui mâna în foc că-i bărbat. Te rog să vorbești serios, pentru că eu vorbesc aici oficial! Înțeleg eu ce șuruburi învârți tu pe aici, mă, bezevenciule. Ce crezi că nu știu cine o... Ce negustorie învârți tu pe aici, mă? Ce negustorie învârți eu pe aici? Și pe baba Sapta cine a adus-o? Ce crezi că nu știu că tot tu ai adus-o? Ai noroc că nu port căini în curte, că te-a scoat afară cu căini. Așa o politețe ai cum vorbă? Să nu mă fac să-ți alăci politețea mă pentru tine, că-i din rău. Te rog, arată-mi. Hai, arată-mi să văd ce fac. Ce crezi că-i etică? Nu etic, comunitate. Nu fi prost. Nu sunt prost, sunt comunitate. Așa? Așa. Ești comunitate? Comunitate! Și mă rog, cum ești tu când ești comunitate? Tot așa când ai dat foc la casa lui Mercoveci, la Nicolești? Așa, da, ce vrei să mă faci? Dar ce? Vrei să mă faci tu? Ce v-am amestecat voi la mine în casă, mă? Ce vreți să știți voi ce se întâmplă la mine? Ce eu mă amestec la voi în casă? Eu... Vreau să știu să, când te bate rocănă de ce bate de supat? Ești așa de indiscret că mă și supat! Dar mă, ce poftești! Cum să fac ce poftesc? Dar cu ce să trăiesc? Eu din ce să trăiesc? Copiii mei cu ce să-i hrănesc? Am muncit o viață întreagă ca să ajung la bătrânețe să dau faliment. E bine, n-am să dau fata. Am să o mor, dacă așa vreți voi. Păi ce poftești, dacă-i fata ta? Dar de ce să nu fie fata mea? Nu, de ce să fie? Ce mă privește pe mine? Dar mă privește pe mine, mă, domitocule. Uite că a început și el acum. Dar ce vreți, mă, voi de la mine, mă? Ce vreți? Mă rog. Îi fata mea sau nu-i fata mea? Păi ești nebun, de unde vrei să știu eu la ce tu nu știi? Dar eu de unde vrei să știu? Iar te-ai supărat! Nu m-am supărat, am înnebunit! Voi m-ați înnebunit! Și să fiți voi, a dragule, că de azi înainte nu vă iert. Ai auzit? Și acum te poftesc să pleci imediat de aici. Face dosule! Stai că... Plec. Și puteți să-mi dați foc și la casă! Parcădoșilor! Am să-l nebunesc! Cadârbule! Da, iar, am să-l nebunesc!
Am să nebunesc și dacă tot trebuie să nebunesc, măcar să nebunesc cu folos. Gata. Am să mă ric, fata. Asta nu dau și gata. Asta nu mă iau, femeie. Asta bine-i de mare la voi, femeie. Bine-i de mare, iată-mă. Crezi? Iată-mă. Cadrul bine gândit și soluție bun găsit. Voi trebuie lăsa-mi copiii fugi. Banda e la ei, ei fugi sus la trebuie. Dar nu mi-așa spus. Ala, 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 ala! Voi nu dat, ala, 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 ala! Și copiii fără voie plecat! Ala, ala, ala! Mai bine, e așa un plan, e o idee bună. Da, dar acum ce ne face cu tati, că nu mai vrea tati? Dacă nu vrea de la început, el ai bucluc la inimă, el ai negru la inimă, el nu vrei face fericit la copii. Că ce-i vrea să-și denorocească copilul? Nu știu. Că ce-i nu-i copilul lui? Dobito. Mi-a dreptate Mahalaua să spună că nu seamănă cu el. Nu-i așa că nu seamănă? Și mai bine că nu seamănă cu așa un Dobito. Plecată. Iată-mă. Ionel, nu copil de la tachii. Ce spui? Ascultam vorba la cadân, el spune-mi lucrul, taina mare. Ionel! Ionel, copil de la cadân este. Ce mărbe! Săracul, dar! El nu știe. El nu știe! Eu nu știu, eu nu trebuie știu. Ia-mi că pe juram, dar dacă nu spunem. Păi cum plecat? Eu nu m-am văzut. Asta ne-i de la inima de la dânsul este. Păi dar plecat, dar cum ai putut să faci tu una ca asta? Ia-mi că plecat. Tânăr fost. Nevasta de la tache tânăr fost. Azi mâine, singura masă. Tache, a face galați. Inima facă tot, facă tot. Asta adevărat este! Asta adevărat este! Tache, la Ionel nu mă iubește. El bate fundal, nu dai, el voie, nu dai, nu așteptam. Dar noi, prumute la mine 20.000 de lei. Păi, dar de ce suntem prumute? Dar dai la Ionel copil de la el. Cadân, n-ai fac? Dar cadân muncește, tu la viață muncește și înapoi la Ianche, dar nu. Dar ce să te împrumut eu pe tine, vrei, cadân? Asta că-i dau eu, frate. Ce-i crezi că eu sunt tate? Nu, nu. Nu-i comedie. Da. Te pomenești că e adevărat cu fata. Așa o poveste să știi că ar fi cerire. Nu, dar nu adevărat. Ascultă-mă că plec atât. Spune-mi, Ana-i fata mea? Asta știm că azi. Asta juram pe ala. Ala fată, al tău este. Acum. Dai bani acasă. Acum cum să nu-ți dau? Și drept să spun, pierd o față ca parcă o câștig, parcă am viat din mort. Și zău că-mi pare bine și Lionel, viat este cald. Devine așa o căsnicie mai internațională. Săracul, săracul. De el îmi pare rău. Da, da, dragule, dacă era așa, nenoroceam copil. Tot rău cu câștigul. Acum, dam și la cadrul, bai, spuneam asta de la cadrul pentru Ionel. Ce mama? Ce mama? Bine, 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 mă duc să aduc bani. Ce mama? Tache! Tache, pe! Unde este în cadrul? Ce-i mă cadrul? Ce-i mă cadrul? Ce-i mă casa? Nu mă mai vine aici, ce-i, ce-i? Tache, pe! Ce-i? Cadrul vine gandit și soluție mă casă. Voi trebuie lăsa mă copii. Cu ala pentru cine? Da, să știi că la asta m-am gândit și eu, de spune-mi. Că n-am vrut să-i lăsăm să se căsătorească și atunci ei, pșt, au fugit. Au fugit. La tine inima îndoită este. Prea îndoită. Dar eu știm, tu la Ianche, frate, fost. Tu credeam la casă de la o vei cu creștin, nu bun este. Frica avem. Da, mare frica avem. De ce să spun, mă, că atât ai dreptate? Așa să știi eu cu capul mă gândesc. Dar mi-e frică, mă, ce mai? N-ai frică, tache, bre, n-ai frică!
Ana nu o vrea este. Nu mai spune. Și de unde știu? Ana, fata de la cadă este săracu, iarche! Ce știe? El nu știe, e bătui numai. El nu vrei, dai Ana. Plumă-te la mine 20 de mii de lei. Dai la Ana. Adică, hai, hai, mă vin în casă să vorbim. Ana! Da? Vine în coace. Uite ce-i. Papa! Iote! Cum ești fata lui maică-ta? Cum vezi un pachet? Da, dacă ai simt să vezi. Așa sărută-l pe obreiul ăsta bătrân. Că el-i tatăl tău. Nu-i așa că el-i tatăl tău? Papa, al meu! Am înțeles tot, papa! Ai înțeles și tu? Bravo! Un obrei așa bătrân ca mine are o fată așa de frumoasă. A, nene Ianche, bravo, nene Ianche, dă-mi voie să... Frate, ce neni? Poți să-mi spui tată! Bravo, tată! Mulțumim! Acum ieșiți prin prăvălie, mergeți și vă faceți bagajele. Ieșiți prin prăvălie și mergeți la tren. Vrei să nu mă vadă tare? Să nu-l uiți pe obreiul ăsta, vă spune. Și lați așa o scrisorică, un fel de certificat, cum că ați fugit. Mulțumesc, papa! Stă în casă și copiii nu o să poată să fugă. Mai iau un sfert de ceas. Tati, bre! Ce stai, bre, în casă? Nu-ți caut? Ba da, mă, cam și nădușii. Da, păi eu. Ce să-i faci? Greu. Da. Greu. Dacă așa a fost să fii, dacă așa a vrut Dumnezeu? Ei, ai dreptate, nu. Nici nu știi câtă dreptate ai. Poate că toți știu. Nu, nu știi. Dar cadărul unde e? S-a dus acasă să se culce. Lui ce-i pasă? Adevărat? El n-are copii. Da, n-are. Dar oricum au crescut pe lângă el, nu? Da. Se și cade. Da, parcă ar fi și copiii lui. Da, ai dreptate. Da. De, acum și ca trece trenul. În câteva minute. Da, se liniște. Da, se liniște. Oare trece trenul? Thank you.
Mm-hmm.